Da, vă mulțumesc și chiar eu m-aș încumeta să spun că 23 februarie nu există. Nu este un faliment al Armatei Naționale sau acelor ofițeri care și-au făcut serviciul în această armată, care își fac serviciul în această armată. Este, eu cred că, un eșec al statului Republica Moldova de a se consolida, de a-și arăta anume viabilitatea. Și îmi pare rău că noi sărbătorim și până acum, foarte mulți de noi, eu nu sărbătoresc sărbătoarea altui stat. Eu îmi felicit clar lucru în ziua aceasta, colegii mei care au rămas în Rusia, în alte state din spațiul post-sovietic și sărbătoresc această zi, le dau un sunet, ei mă telefonează, îmi mulțumesc, dar pentru mine important este ca noi să mergem înainte, dar nu să plângem după trecut. Este o sărbătoare a trecutului, aparține trecutului și trebuie să o lăsăm acolo unde e locul ei. Eu cred că noi o facem de acum și o facem de 22 de ani. Practic, eu văd după ostașii care i-am avut în 92, fiindcă eu am revenit în 92 și de atunci practic am avut o carieră militară. La 3 septembrie mă telefonează, se întâlnesc, fix așa sărbătoresc această dată. Dar mare important este noi ca stat, ca societate, trebuie să avem o zi a apărătorului, trebuia să fie aceasta ziua armatei, poate trebuie să fie ziua poliției, poate trebuie să fie 2 martie, atunci când s-a sculat primul apărător, a luat arma în mână și a luptat pentru acest plai, pentru acest pământ. Fiindcă dacă luăm, ne ducem înapoi în istorie, 23 februarie, a fost ziua când s-a format acea armată roșie, da? Mare, strașnică și a pornit în luptă. Împotriva popoarelor, inclusiv împotriva noastră. Și acum noi sărbătorim 23 februarie, când ea a fost formată. De ce noi să nu sărbătorim 2 martie, atunci când a căzut primul strop de sânge a primului apărător al nostru? Și atât noi spre aceasta trebuie să mergem și eu fac tot posibil, subalternii mei fac tot posibil ca într-adevăr noi să avem sărbătoarea bărbaților sau sărbătoarea apărătorului patriei, una din aceste două zile. Să nu sărbătorim noi sărbătoarea apărătorului patriei într-o zi când este oficial la altă țară.